Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Domnule Parav, vă întrebam până în publicitate, cum e pus la punct sistemul de irigații din Franța? Sunt foarte mulți sisteme de irigații. Aș vrea două exemplu, că am vizitat acum trei săptămâni cu un grup de fermieri din România. Cel din Provence, sudul français. Acolo s-a făcut o rezervă naturală, deci din sus spre jos, de 1 miliard de metri cubi. O rezervă care s-a făcut acum în anii 70, acum 40-50 de ani, care se putea face atunci. Astăzi nu s-ar putea face de niciun fel, din cauza la presiune ecologistă, care este foarte puternică în Franța. Ce s-a făcut, s-a făcut. Acum nu se mai poate. Un sistem care este amortizat, deci, care e funcțional, și practic fiecare fermier are un hidrant, care, un singur hidrant, care ajunge în capetul solei. Apa ajunge la 15 atmosfere. Și el trebuie să pune niște conduct, are apometru, are tot ce trebuie, niște conduct cu tambur, cu fel de sistem. Apa, îi costă, e un sistem foarte bine pus la punct. În caz de avarii sau ceva, vine o echipă după câteva ore și se repara. Apa îi costă 12 cenți metru cubă. Și iar în România este, cât costă în momentul ăsta? Că, dar dacă este, întrucât este și o zonă destul de secetos, se folosește 8.000 de metru cub pe hectar. Adică numai apa de irigații, fără sistem de irigații, le costă 1.000 de euro hectarul, ca idee. Și deși e un sistem gravitațional, este foarte bine, le costă 1.000 de euro. Așa că porumb acolo este exclus. Fac mai porumb de sămânță, anumite brize foarte speciale, un climat foarte sec acolo. Deci, nu e neapărat, irigația nu e neapărat ceva foarte simplu. Mai este un sistem în sud francez, în partea de vest, în land, și acolo e un pământ nisipos. Apa se găsește la 5 metri adâncime cât vrem și aici sunt pivoți. Practic s-au tăiat pomii la rotundă și sunt pivoți care irigă așa efectiv și ajung niște producții foarte bune, deci cea mai bună zona din Franța, 14 tonne la hectar, în general, cu un pH foarte, foarte acid. Ce s-a putut? S-a putut. Încă data de acum nu se mai poate. Nu se mai poate avea niciun fel de autorizație și apa este foarte ieftină acolo. Cred că la nivelul României sau chiar mai mic. Ați întrebat mai devreme care este costul. Costul în România depinde foarte mult. Apa din Dunărea sau din apa curgător este 3 lei de mie de metru cub. Adică nesemnicativ. Ce costă foarte mult este pompare, curent electric, etc. Și aici depinde foarte mult la câte kilometri și ce hașul de pompare avem. În cazul meu am apa sub presiune, nu la 15 atmosfer, cred că la 3,5 atmosfer, la hidrans, cu vehicul sistem, dar cu pompă noi, cred că anul ăsta l-am avut la în jur de, cu toate cheltuielile de pompare, salarii, etc., în jur de, până în 300 de lei, 1000 de metru cub. De ce este scump sau nu e scump, nu știu. Dar dacă ne uităm prețurile care sunt în străinătate, este un preț foarte bun. Acum am și prieteni care sunt două trepte mai sus, unde ajunge la 1500 de lei, 1000 de metru cub. Domnule Buzdugan, știu că ați avut o experiență timp de un an de zile în Statele Unite ale Americii. Cum au reușit ei să rezolve problema asta a irigațiilor? Eu vreau să vă spun că am lucrat un an de zile într-o zonă, în statul Iowa, care este în Midwest, în zona chiar în centru Statele Unite, unde, în cordonul porumbului, unde nivelul de precipitații era asigurator în jur de 800 de milimetri. Sigur că și ei aveau sisteme de irigare, pentru că nu în fiecare an primeau 800 de milimetri, altădată primeau 1000 și altădată primeau 600 și atunci sau 500 și atunci trebuia să completeze cu irigații. Cum au rezolvat ei? Pe zone, și vreau să-i dau și să-l completez pe domnul Peren, care în afară de aceste, ei au făcut o hartă în zonele unde există pânză freatică puternică, capabilă să suporte irigația și au aprobat în zona respectivă să foreze și la adâncimi mai mari de 30 de metri și să utilizeze apă
Bine, mersi. Nu, același lucru se întâmplă în California, de exemplu, unde există și acolo și apă din, de pe versanți, dar și apă din foraje, dar ești limitat funcției de evoluția pânzei freatice. Și revin. Și atunci fermierul și-a rezolvat singur problema, și anume pe toate cursurile de torențe. Atunci când de pe versant se scurge apă, de pe casă. La asta mă, da, apa de ploaie, toată o colectau în niște baraje simple care erau încurajate de data aceasta de stat să fie făcute și ele le foloseau ca sursă de apă atunci când era nevoie, dar rețineți de pe toți versanții. Nu pleca o picătură de apă către emisar. Și apa respectivă o foloseau pentru animalele care pășunau și care aveau nevoie și grement, de apă, ca bazine piscicole, așa, ca agrement, dar și ca supapă pentru irigat atunci când avea nevoie. Toate fiecare fermier cu vane de fund. Exact, cu golire. Ca să poți să dai drumul și la celălalt care era în vară. Pus la punct sistemul. Sigur, și perfect pus la punct. Deci, iată și aici o soluție de unde rezultă faptul că trebuie să facem în așa fel încât fiecare picătură de apă pe care ne-o dă Dumnezeu prin ploaie, pe care ne-o obținem din topirea zăpezilor, care o obținem din cursul apelor, nu trebuie lăsată să ajungă la mare, unde se amestecă cu apa sărată și devine inutilizabilă. Sigur, ea are utilitate, dar pentru noi agronomii, ci să o determinăm tot în mare să ajungă, dar prin plantă. Și dacă trece prin plantă și cu fenomenul cu fotosinteza și cu mâncarea care o ia din sol și o mai dăm noi și produce pentru omenire, atunci oamenii vor fi... Noi facem risipă de apă fantastică. Domnule absolut. Ministru Tabără, vreau să vă întreb, avem atâtea soluții la îndemână, ne putem inspira, dar noi de fiecare dată e ca un făcut, alegem poate cea mai nefericită. Din păcate, soluție. Da, din păcate. Eu am venit cu soluții, inclusiv le-am discutat odată în Camera Deputaților, pentru că am făcut o vizită în Australia, cu o anumită ocazie. Și de fiecare dată când am fost, chiar dacă am avut o altă misiune acolo, am cerut să văd și agricultură. Și în deșertul acela sau spre zona de stepă, arida a Australiei, bazine în mijlocul stepei. Bă, dar de unde aveți apa? Păi ce de asta iarnă? Cum de asta iarnă? Păi noi trebuie să suntem obligați să adunăm apa de iarnă pentru adăpatul oilor și mai ales a vacilor, a taurinelor. Pentru că apa din subsol, atenție, este toxică. Nu poate bea nimeni. Pe urmă, la Melbourne, dacă te duci în fiecare dimineață, este cota apelor în bazin de ploaie, apa de ploaie, cu aia să-și fac baie, o folosesc oamenii. Deci cotele apelor din precipitații, iar în Marea Australie, găsești tot la câțiva kilometri aceste bazine, foarte bine impermeabilizate, aproape pline, în care turmele acelea uriașe de oi sau de bovine care sunt libere se duc la băut acolo și acumularea aceasta apei. Păi uitați-vă în Spania, revenim la spanioli. Pentru că noi ne-am asemănat într-un anumit fel ca suprafață irigată cu Spania. Și Spania are suprafață mare amenajată. Dar are sistemul acesta de acumulare din iarnă. Deci, pentru vară, atunci când are ariditatea foarte mare, în Castilia la Mancea, eu acolo am văzut sisteme și am văzut vreo 3 sau 4. Am văzut special să văd sistemele lor. Deci, când dau excedentul cât îl au ei peste iarnă, vin și acumulează această apă, după care îi dă drumul. Prin picurare, o gestiune impecabilă a apei și la vie și la culturi de câmp. Noi avem această posibilitate, pentru că noi valorificarea apelor, îmi cer scuze, n-am acum cifra exactă, dar noi le valorificăm undeva la 40-45%. Și din punct de vedere al utilităților, dar și din punct de vedere al electricității. Pentru că o amenajare de acest tip joacă un rol important. Eu le-am propus inclusiv modificarea și dacă aș fi fost la elaborarea proiectului PNDR nou, eu amenajările de infrastructură din interiorul localităților aș fi făcut în paralel. N-aș fi dus apa de pe casă în canal. În statele Unite. Noi am fost, și eu am fost împreună.
în satele Statelor Unite, din centru, din Midul Vest, nu găsești străzi asfaltate decât bătute cu piatră albă. Nu găsești platforme de beton. De ce? Ca să nu acumuleze apa, să se ducă în natură. Dacă vă duceți pe autostrada de intrare, noi am discutat și când am fost împreună, cred că penultima oară, da. Sunt 8 benzi pe sens, sau 16, pe câte Dumnezeu. Dar între ele există acea dâlmă care este un fel de burete de absorție a apei de pe autostradă. Mă rog să vă duceți odată pe strada noastră, pe ulița noastră de la Sibiu la Brașov. S-a făcut un șans de 1,5 metri, betonat. Parcă te poți ascunde acolo să faci cazemată. De front, parcă sap. Pe două părți. Nu vă spun ce pericol este și ce accidente sunt acolo. Dar închipuiți-vă că apa aceea acumulată de la Sibiu până nu știu unde, îmi vine în contact cu Oltul, ia viteză. Da? Ce putere de izbire are aia. Dar apa aia toată o colectez și o duc unde o duc? În Olt. Dar nu o folosesc nici mai jos. Exemplu și Israelul. Incredibil. Israelul care ce este o țară semideșertică. Cât apă are Israel? Care toată apa și-o acumulează de iarna în niște rezervoare foarte mari și o folosesc. Extraordinar sunt. Și folosesc vara. Incredibil. Dar acest model ar trebui să-l luăm repede cât putem, cât verzii ne lasă. Ați văzut ce atenționare ne face domnul Peren aici? Pentru că dacă azi ar vrea în Franța să facă dacă acum îmi permite lucru, o glumă, domnul, apropo de înțelegerea de la nivelul domnului președinte Sarkozy, nu? Da. Cu Greenpeace-ul. A fost o înțelegere. Absolut. Deci, nu știu dacă nu acceptăm organismele modificate genetic, dar vă lăsăm dar cu energia atomică în pace. Atomică, nucleară. N-avem treabă cu voi. Puteți face și experiențe în murul Roa și nu știu pe unde, dar pe agricultură și a fost un reprezentant care a ajuns europarlamentar, Febre sau cum l-a chemat, care a distrus niște culturi din astea. Nu? Dar partea aceasta de gestionare a apei, uitați-vă la noi ce se întâmplă, inclusiv cu problema viiturilor, chiar microhidrocentrale. Păi nu întotdeauna e o chestiune de afectare a mediului în unele locuri, chiar se așează mediul. Eu vă aduc niște poze din Apuseni pe care am să le pun pe masă unui cel mai mare ecologist extremist, că sunt ecologiști de mare valoare. Și nimeni nu poate să spună, domnule, contest. Dar eu vă aduc din anii 60, când s-au făcut diguri sau baraje de căderea apei și concomitent s-au împădurit versanții. Sunt 50 de ani când acel torent n-a mai afectat sub nicio formă localitatea. Sub nicio formă. Dar dacă eu fac și un baraj acolo mic și am apa în rezervă pentru irigații de 20, 30, 100, 200, 300 de hectare. România are un indice hidrotermic, pentru că ăsta determină nevoia de irigație sau nu, cuprins între 7 și 8. Deci, pentru fiecare punct hidrotermic se acordă, el este dat, acest indice este dat de produsul dintre temperatura multianuală a zonei respective și cu media precipitațiilor împărțit la 1000. El este 7-8 pentru zonele pentru România, deci 7-8. Vă imaginați că pentru fiecare punct hidrotermic avem o tonă și jumătate de porumb. Și dacă înmulțim maximul unde există exces de apă, cum ar fi în zona transilvană, zona cea mai cu precipitațiile cel mai multe în România, avem trei zone se pot obține, se pot obține producții fără irigație de 12.000, dar acolo unde el este în jur de 4 și avem și astfel de zone cum e Bărăganu, putem obține la neirigat doar 4 tone. Și atunci ce trebuie să facem? De aici rezultă foarte clar. Trebuie să ajungem la cifra 10, că înmulțit cu o tonă jumate, să obținem cele 15 tone. Și cu un milion de hectare irigate de porumb să facem 15 milioane. Eu cred că ăsta ar trebui să fie obiectivul țării. Și acest lucru se realizează cu două udări. 1000 de milimetri de precipitații
sau pentru că a treia udare, ea normal ar trebui să fie și a treia, ar trebui prin lucrări de conservare a apei, fie... prin lucrări minime ale solului, să conservăm apa în sol și să nu fie nevoie să mai facem o udare. Vă dați seama ce, doctor, ce lucru extraordinar se realizează economic. O chestiune extraordinar de periculoasă care se vehiculează și nu la mediile de jos. Că noi producem prea mult. Că avem producții prea mari. Că cum să intrăm în competiție cu alte celelalte două state de la Marea Neagră? Am auzit, dar în zone serioase, nu zone din astea speculative așa. Dom'le, eu am avut discuții în guvernul, în primul guvern în care am fost. Dom'le, lasă-ne în pace, dom'le, că vedeți că avem producția asta și nu avem cum să o valorificăm, nu? Pe cum e posibil când eu am un potențial cu care să mă duc la peste 30 de milioane de tone de cereale în România? 30 de milioane, nu o glumă. Domnule Pernam, vroiam să vă întreb despre subvenții. Anul acesta subvențiile au venit târziu, fermierii români sunt dependenți de aceste subvenții. Ce credeți că va fi pentru anul care urmează? Dumneavoastră ați avut de suferit? Am fost surprins. Adică mereu m-am gândit că subvenția poate veni, cred că 30 iunie, este ultima, sau 15 iunie, era ultima zi în care nu se putea depăși și m-am socotit și am făcut creditele necesare ca să fim ok până în 15 iunie. Când am aflat pe 15 iunie că s-a putea să ne amând până în 15 octombrie, am intrat un pic în panic, într-adevăr, că nu era prevăzut. Din fericire a venit repete recoltatul orzului și griului și nu a fost nici fel de problem și avem acces și la credit, care astăzi în România sunt numite condiții și cu un DAE, l-aș numi așa DAE, și pentru noi firme de sub 3%. Deci suntem departe de cele 30% care se cerea înainte. Acum ajungem un DAE, un cost global a creditului sub 3% dacă avem garanții potrivit. Este o mare schimbare în România. Deci fermele au început să fie chiar atragător. Da, a fost o problemă. Acum nu putem să dăm vina pe nimeni. Problema, aș reproșa totuși aici, este că s-a promis că în noiembrie, practic, atunci, că o să primim banii. Și tot amânat așa. Asta nu trebuia făcut. Dar sunt probleme, este foarte greu de gestionat. Știu că au fost probleme și în Franța. În Franța a fost mare problem, nici acum n-au primit toată lumea. Bun, se știa, statul francez a reacționat altfel, a dat o parte din bani, din banii lui. Adică, ai de primit 100 de euro, îți dau 80. Vedem noi cum ne descurcăm mai târziu, compensăm, etc. Deci au reacționat un fel altfel, dar n-a gestionat mai bine în rest plățile, că nici acum n-au terminat. Deci a fost un problem european. România nu s-a descurcat nici mai rău, nici mai bine decât alții, în acest punct de vedere. Domnule Buzdugan, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. Cât de mult v-a afectat faptul că n-au venit la timp subvențiile? Sigur, a existat o puțină de gringoladă, așa, dar noi am depășit-o, având în vedere că, fiind mari consumatori de inputuri, totdeauna încercăm să ducem achitarea lor către momentul recoltării culturii pentru care au fost luate inputurile respective. Și de aceea, pe acest model, cred că ar trebui să lucreze și organizația în continuare, să sprijine pe fermieri. Și până la urmă am reușit să depășim momentul. De altfel, domnul ministru spunea că în octombrie ar fi trebuit să fie achitate aceste sume și că, din punctul dânsului de vedere, nu s-a depășit foarte tare. Sigur, noi fermierii avem nevoie de bani din prima zi a anului, dacă s-ar putea. Sigur, mai e și metoda aceasta de a obține credite în contul lor, ceea ce s-a întâmplat. Am putut lua în avans o anume parte, nu toată, dar am beneficiat. Noi de acum ce să mai discutăm? A trecut, deja discutăm de banii pentru anul viitor, care am putut și aceștia să-i accesăm o bună parte prin credite luate în avans, în contul sumei respective. Vă rog, vreau să faceți o completare. Cred că agricultura în România are neapărat
are nevoie de irigație, are nevoie de foarte multe lucruri, dar, în general, sunt foarte multe lucruri minore care le putem rezolva și la anul, adică concret. Haideți să le nominalizăm. Să luăm exemplul ăsta cu irigații. Deci, ce ar fi să încercăm, dar unde se poate, să avem autorizație să formăm 100 de metri. Deci asta trebuie să vedem exact ce trebuie făcut și prezentat într-un fel la minister. Măcar să lasăm oamenii care vor să investesc să-l fac. Măcar asta. Și asta e concret și puteți să faci la anul. Avem un mare problem cu înverzire acum. Înverzire, deci e vorba de 5% până acum, acum va fi 7%. 7% cu un coeficient, în funcție de cultură care le punem. Știți că acum leguminoasele, probabil că nu vor fi acceptate ca înverzire, ca înverzire cu coeficient de 0,7, vor fi acceptate numai dacă nu mai sunt tratate. Adică sunt un sistem ecologic. Adică fără insecticide, fungicide, herbicide, deci practic nu se mai poate. Practic o să cultivăm, deci muștar, curvăz, amestec, divers, cu coeficient de 0,3. Adică, practic, ar trebui să acoperim suprafața din fiecare fermă cu 25% din suprafața. Este enorm. Este enorm. Și, în plus, restricțiile făcute în România sunt foarte dure. Adică, trebuie semănat după 15 august, până în 30 septembrie, și întors mecanic până în 30 aprilie. Este foarte costisitor și este un pic absurd. Și antitehnic. Foarte des, calcăm în picior și principiul a GAEC-ului, adică nu respectăm nici structura pământului, intervenim în condiții care nu sunt bune. Asta nu ne-a impus Comitatul European deloc. Noi trebuie să venim, și avem ca proiect la PPR acum, să venim cu o propunere, nu legislativă, o propunere simplă. Uite, asta spune Comitatul European, asta propunem noi. În Franța nu avem 12 amestec posibil, așa cum s-a impus aici. România este foarte mare. Fiecare are condiții pedoclimatic diferite. În Franța avem 46 de specii posibile. Trebuie să facem un amestec de 2, care le alegem noi. Astăzi, săptămâna trecută, am fost în Franța și am văzut că unii ara deja muștarul. Adică la ei s-a terminat ciclul. Se poate ara. Și poate că se mână griul imediat după aceea. În Ungaria, deși sunt atacat pe tema asta, că poate au exagerat și mai mult, prea mult, s-a votat o înverzire pentru o lună de zile. Adică, practic, semeni în 1 iulie și întorc muștar la 1 august. Rolul, totuși, este să un capcan pentru nitrați, asta este rolul principal, după să lasăm niște plante verzi, să se dezvolte, ca să capteze nitrați care sunt în sol, care se pot liviga în adâncime. Asta este scopul. Și asta e condiționalitatea. Așa vor verzi. Adică se primi banii, dar cu anumite condiții. Dar condițiile astea nu sunt așa de dur și n-am făcut dur așa că am vrut noi. Și noi, asta e rolul asociației care sunt în România, să venim cu propuneri. Și asta e un mare, mare lucru care trebuie făcut în România, să ne organizăm, să schimbăm un pic sistemul de funcționare a toate organizațiile aici din România. Deci, practic, noi avem un mare problem aici cu... Avem oameni care știu ce vor, dar nu au posibilitatea de se exprima cum ar trebui. Deci, ministerul abia aștept să vină cu propuneri concrete. Adică să avem un text, o lege, ceva. Și cu comparații din Franța, din Italia, din Spania, uite, acolo se poate, la deja noi nu se poate. Și să venim să argumentăm. Trebuie oameni, legiști, trebuie tehnicieni, trebuie oameni ca să vină acolo, să propun, să fac lobby. În fiecare zi trebuie cineva acolo. Deci ne trebuie pentru asta să ne autofinanțăm într-un fel sau altfel. Domnule președinte Buzdugan, dorea să interveniți. Da, doream să intervin în sprijinul domnului Perem, pentru că uitați ce s-a întâmplat în insula Marea Brăilei, unde cultivam rapiță pe 12.000 de hectare, soia pe 12.000 și floarea soarelui pe vreo 8.000 de hectare. Și mai cultivam în plus, pentru înverzire, nu pentru înverzire, era stimulată cultura verde, așa se chema, pentru care primeam niște bani suplimentari. Și cea mai ușoară de cultivat, era rapița. Deci am mai adăugat la 12.000 de hectare, imediat ce recoltam rapița, pe suprafața respectivă însămânțam tot rapiță. Ce am reușit să fac? Am înmulțit dăunătorii extraordinari. Dar bolile au fost formidabile. De exemplu, cea mai
periculoasă a fost sclerotinia. Și astăzi, ce s-a întâmplat în final? Am renunțat 4 ani să mai cultiv rapiță. Pentru că eu, care am susținut, care am și scris, am fost pentru că această cultură, nu mai pot cultiva. De ce? Din cauza unei măsuri care riscăm astăzi să o perpetuăm, exact așa cum spuneați dumneavoastră, neavând ce să pui. Dar, de exemplu, de ce nu-i bună lucerna? De ce nu-i bună lucerna la înverzire? Pentru că nu o tratăm nici ea, prin coasă rezolvăm și dăunătorii, prin coasă rezolvăm și rămâne ca o proporție, cum se cheamă, bolile. Sigur. Dar nu poți dacă nu-i dai niște îngrășământ, pentru că are și ea limite. Deci ar trebui măcar acest capitol să fie acceptat. Muștarul e din aceeași familie cu rapița. Proteaginoasă, sigur că da. Îți continuă, adică intri în perpetuarea unor boli și a unor dăunători comuni, pentru că același dăunător e și la rapiță, de la muștar. Deci îl iernezi, îl ții după aceea. Și cu asta vă spun, pentru mine, intervenția pentru a întoarce această cultură, a o amesteca cu solul primăvara, este o catastrofă. Catastrofă. Exact. Nici nu se problema poate apă. Greșeală mai catastrofă, mare. Tehnică. Ai acumulat niște apă. Ți-l impune o prostie tehnică. În anumite condiții, o inverzire este o treabă bună. Și cât nu avem ce negocia, așa este astăzi și peste tot în Europa, trebuie să facem așa fel ca să ne fi și în avantajul nostru. Deci noi propunem un lucru pur și simplu, adică se putem semăna mult mai devreme, dinainte iulie, efectiv, după ce am recoltat prima cultură, și să nu fim obligați să întoarcem. Sunt foarte mulți specii gelive care, efectiv, îngheț iarna și, practic, primăvară putem semăna direct, așa cum se face în foarte multe zone. Sunt lucruri care ne ajută foarte, foarte mult și fără niciun fel de buget. Păi nu vă supărați, cei care susțin scoaterea neonicotinoidelor nu au probleme cu rățișoara la porumb. Și noi avem primăveri în care pe fiecare planta abia ieșită din pământ, așa ca un vârf verde, se așează 7 rățișoare. Nici nu n-au din ce, n-au ce mânca. La greu. Am dar poze s-au la mutat, academie. S-au mutat. Da, greu. Avem derogarele noi în cutinei de câțiva ani buni de zile, fără niciun fel de reproș din partea Comitatului European. Dar am știut să argumentăm și uite, da, avem un problem specific aici, specific a României și uite, vă rugăm așa. Nu se știe ce va fi la anul. Luăm o scurtă pauză și discutăm apoi despre toate aceste probleme pe care le-ați ridicat. Deci este un program de cercetare.